Tu știai că primăvara căpușele sunt mult mai active decât în restul anului? Eu sunt Gabriel Licosa și astăzi vom afla câteva lucruri interesante despre căpușe, mai exact unde le găsim, ce boli pot transmite omului și cum să ne ferim de ele. Căpușele sunt un ordin de acarieni ce reprezintă clasa arahnidelor, prin urmare sunt artropode, dar sunt greșit denumite insecte. Acarienii sunt ectoparaziți ai reptilelor, păsărilor și mamiferelor, cu mod de hrănire obligatoriu hematofag. Prin urmare, se hrănește cu sângele gazdei. Au importanță deosebită din punct de vedere medical și veterinar. Ele pot varia ca și dimensiuni de la gămălia unui ac până la dimensiunile unei radiere de la un creion. În timp ce se hrănesc cu sânge, devin din ce în ce mai mari, dar și culoarea lor variază, de la diferite nuanțe de maro până la roșu maroniu și negru. Corpul este împărțit în regiunea anterioară, numită și gnatosomă, și regiunea posterioară, numită și idiosomă. Larva prezintă 3 perechi de membre, probabil și de aici confuzia cu insectele, iar nimfa și adultul prezintă 4 perechi de membre terminate cu ghiare. În România au fost identificate 27 de specii de căpușe, iar Ixodes ricinus este cea mai frecventă specie. Căpușa este vector ce poate transmite diferite boli la om și animale. Important este că nu căpușa produce boala, mai exact, căpușa la rândul ei poate fi infestată cu diferite protozoare sau bacterii, iar aceste protozoare și bacterii produc de fapt bolile. Acum vom trece în revistă bolile ce pot fi transmise de mușcătura de căpușă. Babesioza infectează și distruge eritrocitele, adică celulele roșii ale sângelui. Se transmite prin intermediul căpușei, care este infestată la rândul ei cu parazitul ce produce boală. Encefalita transmisă de căpușă este o infecție virală. Boala se manifestă la nivelul sistemului nervos central și se întâlnește în multe zone din Europa, dar și Asia. Febra hemoragică de Crimea-Congo este o boală virală transmisă prin intermediul căpușei. Se întâlnește cu precădere în Europa de Est și în sud-vestul Europei. Febra cericidivează este transmisă prin intermediul căpușelor de dimensiuni mici. Riscul de apariție este crescut mai ales în peninsula iberică. Și nu în ultimul rând, vorbim despre boala pe care o cunoaște toată lumea, boala Lyme sau borelioza Lyme, cum mai este cunoscută. Boala Lyme este produsă de o bacterie, iar căpușele, la rândul lor, se infectează hrănindu-se cu sângele infectat de această bacterie. Boala Lyme se întâlnește cel mai des în Europa, în America de Nord și în Asia. Dacă dorești să afli mai multe lucruri despre aceste boli, lasă-mi te rog un comentariu în secțiunea de comentarii și spune-mi acest lucru, iar eu îți voi vorbi într-un alt video despre simptomatologii și fazele acestor boli. Pentru că se apropie perioada grătarelor și probabil mulți dintre noi vom petrece mai mult timp în natură și prin parcuri, iată câteva sfaturi despre cum ai putea să te protejezi de aceste animăluțe nevertebrate. Dacă ieșiți în natură, purtați haine deschise la culoare, deoarece căpușa este mai vizibilă în cazul în care se va urca pe voi. Purtați pantaloni lungi, băgați în papuci sau în ciorapi. De asemenea, papucii trebuie să fie închiși, nu sandale. Evitați zonele cu arbuști și iarbă înaltă, deoarece aceste animale își așteaptă gazda cocoțate în vârful firelor de iarbă și pe ramuri. Inspectați-vă cu atenție animalele de companie și copiii, dar și pe dumneavoastră, după drumețiile prin natură. Căpușele nu mușcă imediat ce au ajuns pe gazdă și de multe ori nici nu le simțim prezența. Ele caută zonele umede și calde ale corpului și migrează spre zona axilară, inghinală sau la nivelul părului. Atenție! Nu îndepărtați singuri căpușa, deoarece există riscul ca aceasta să se rupă sau chiar să pătrundă și mai adânc în piele. Nu folosiți vaselină, căldură sau alte metode experimentale ineficiente pentru a o îndepărta. Prezentați-vă de urgență la medic. Dacă căpușa este scoasă la timp, riscul de îmbolnăvire este minim, iar medicul vă va prescrie un tratament preventiv cu antibiotici. Dacă mai doriți episoade pe această temă, dați de știre apăsând butonul de abonare, lăsați un comentariu spunându-mi că mai doriți episoade de acest gen și nu uitați, până data viitoare, iubiți natura!